sesiunea ordinară a Consiliului Local al orașului Comănești, ultima de altfel din acest an, convocată de către primarul orașului Comănești. Sunt prezenți fizic în sală 16 consilieri și 3 prin intermediul online, domnul Darie Irinel, domnul Laic Robert Constantin și domnul Lazar Costică. Este întrunită majoritatea, rugăm pe domnul primar să prezinte ordinea de zi. Bună ziua! Ședința de Consiliu Local cu data de 22 decembrie. Ultima ședință de anul acesta, sperăm. Dacă vor mai apare și altele, vă invităm. Primul proiect pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, proiect care a fost discutat în ședința anterioară. Deci acest proiect va fi retras de pe ordinea de zi. Al doilea proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe trimestrul 4-2022. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2022. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții provizorii pentru anul 2023. 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la serviciul local Ecovalea Muntelui Comănești. Și acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi din cauza că a fost nevoit să introducem ședința de urgență pe care am avut-o acum câteva zile, marți. 6. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul școlilor de pe raza orașului Comănești. Este vorba de naveta școlilor Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica în valoare de 5.957 de lei, școala gimnazială Ciprian Porumbescu 10.399 de lei, școala gimnazială Liviu Rebreanu 9.427 de lei și școala gimnazială Costache Ciocan 7.270 de lei. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închiriere. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru contractele de închiriere, teren, spațiu din piețele agroalimentare, târguri, activități autofinanțate, aplicabile în anul 2023. Așa cum știți, nu am făcut niciun fel de majorări de taxe și impozite, nici în anul 2023, nici în 2022, nici în ultimii 10 ani. În fiecare an am fost obligați, prin codul fiscal, să majorăm, să aplicăm, practic, inflația. Această inflație, conform codului fiscal, se aplică în mod obligator. Anul acesta, inflația este de 5,1%. 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. Același lucru. Taxele și impozitele nu se măresc decât cu inflația conform codului fiscal. În ultimii 10 ani nu au fost mărite taxele și impozitele decât cu aplicarea cotei de inflație. Spun lucrul ăsta ca să, poate că sunt persoane care nu știu această chestiune. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei asociațiilor, fundațiilor, cărora li se aprobă încheierea de convenții pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2023. Este vorba de Asociația Robert Kohl. 11. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Este ultima lună când domnul Șoprotoc este președinte și va trebui să desemnăm un alt președinte. Alte probleme care au apărut între timp. 12.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați
și a cheltuielilor legate de proiectul, implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău. E vorba de reabilitarea școlii Costache Ciocan de pe Cuza Vodă, reabilitarea grădinitei de pe strada Minealui, grădinița de lângă biserica din Năloaia, construcție sală de sport pe strada Petru Rareș și asfaltarea străzilor aferente. Este o valoare, o diferență de preț la aceste lucrări în valoare de 381.838.586.527. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, asigurarea și susținerea cheltuielilor implementării proiectului care nu sunt finanțate de AFM pentru proiectul creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în orașul Comănești de Subacău. Este vorba de un proiect de 2.741.976 de lei. De asemenea, trebuie să aprobăm acești indicatori. 12.3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comănești. Este vorba de acel proiect care și la fel 12.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei provizorii a obiectivelor de investiții a Spitalului Orășenesc Ioan Lascăr. E vorba de achiziționarea unor lămpi scialitice dotate cu sistem video HD necesare pentru blocul operator aflat în modernizare. Știți că la proiectul cu spitalul, pe fonduri europene avem doar investițiile care se referă la eficientizare energetică. Tot ceea ce înseamnă investiții suplimentare, care înseamnă modernizare, reabilitare, corp, clădire, reabilitare, corp spital, reabilitare bloc operator sau sală de primiri urgențe, toate acestea sunt susținute financiar de către unitatea administrativă teritorială, de noi. Ceea ce este o sumă foarte mare și am avut norocul ca să ne sponsorizeze cineva cu aceste lămpi scialitice. Având această posibilitate, aceste cheltuieli nu le vom mai susține financiar din partea noastră, ci au fost susținute de către un sponsor. 12.5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 cu sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. E vorba de o sumă de 110.000 lei, 1.100.000, și încă o sumă de 30.000 lei, 300 de milioane, care am primit de la prin repartizare de la fondul de stat al Guvernului. Cam acestea au fost punctele pe ordine de zi. Domnul președinte, dacă vreți să le dezbateți. Da, mulțumesc. Bună ziua. Bine ați venit la ședința de astăzi. Începem ședința prin a vota ordinea de zi, cu mențiunea că proiectul de la punctul numărul 1 și proiectul de la punctul numărul 5 au fost retrase de pe ordinea de zi. Supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul consilier. Supunem la vot procesul verbal al ședinței din data de 28 noiembrie. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Supunem la vot completarea ordinii de zi cu cele 5 proiecte prezentate de domnul primar. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Începem ședința de astăzi cu proiectul numărul 2, pentru că proiectul numărul 1 a fost retras. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe trimestrul 4-2022. Materialul a fost prezentat de doamna director Daniela Gerber. Dacă sunt discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?
Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2022 în anul 2023. Materialul a fost la comisii, de asemenea a fost prezentat de doamna director economic, dacă sunt discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții provizorii pentru anul 2023. Materialul a fost prezentat de domnul Bobeică, a fost la comisii, dacă sunt discuții. Față de obiectivele de investiții din proiectul de hotărâre, rugăm Consiliul Local să aprobe completarea listei de investiții provizorii pentru anul 2023 cu un nou obiectiv de investiții, denumirea documentație, eficientizarea energetică a blocurilor din orașul Comănești, cu valoarea de 280.000 de lei pe TVA. Am înțeles, mulțumim. Supunem la vot acest proiect de hotărâre cu mențiunea făcută de domnul Bobeică. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 5 a fost retras de pe ordinea de zi. Mergem mai departe cu punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielor de transport pentru cadrele didactice din cadrul școlilor de pe raza orașului Comănești. Materialul a fost prezentat și de domnul primar, a fost la comisii, dacă sunt discuții. Dacă nu s-o pune la vot, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri terenul. Domnul vice? Vreau să dau citire anexelor de la proiectul de hotărâre. Comisia de urbanism a vizat favorabil încheiere contracte de concesiune teren pentru Panimonia și strada Bulevardului Mare Spațiu Comercial, 51 de metri pătrați. Comisia de urbanism vizează favorabil încheierea acte adiționale la contracte de închiriere teren existent pentru Culuță Liviu Maricel, Ilimia Viorel, Bogorna, Cana Maria Mădălină, SCS, SRN. Comisia de urbanism vizează favorabil încheierea acte adiționale la contracte de închiriere terenuri agricole pentru Andra Șadrian, Olaru Vasile, Popa Costică, Arhit Lucica, Perdum Maricica, Pală Maria, Cojocaru Daniel, Motroc Elena, Damian Gheorghe, Cojocaru Macadam Vasile, Acatrinei Neculai, Mitrin Cosmin, Avoncioare Marioara, Olonceanu Gheorghe, Popa Cătălin, Cristia Constantin și Elena, Ciosanu Constantin, Mareș Mihai. Comisia de urbanism avizează favorabil încheiere contract de concesiune pentru Lachi Cristian, strada Gârlei, bloc 5, apartament 2. Comisia de urbanism avizează favorabil reziliere contracte de concesiune la cerere pentru Elisei Romeo, strada Alea Parcului, bloc 16-2. Comisia de urbanism avizează favorabil contracte de chirie din piața agroalimentară, începând cu 1 iulie 2023, pentru SC Sagro SRL, PF Alimentară Constantin, SC Drulis Comics, SC Sagro SRL, SC Mateo Peres, Ișana, Merlușcă Gheorghe, IF Olimid Ioana, SC Marfru, IF Cobuz Daniela, Isaid Gheorghe, IF Iliescu Vasile, Secerona SRL, Iștoc Liliana, Cibotari Rodica, Isaic Aurel, PF Baciu Ion. Comisia de urbanism avizează favorabil încheiere contracte chirie spațiu din piața agroalimentară pentru Mazilu Gabriela Mihaela, suprafață 54 de pătrați. Comisia de urbanism avizează favorabil încheiere act adițională contractului de închiriere pentru mare beneficiarilor pentru SC Broc, Asigurări VMSRL, pentru Sofron Tatiana, 6 metri pătrați, strada Republicii, loc 8-5. Mulțumim, domnul vice, dacă mai sunt discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mergem mai departe cu punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru contractele de închiriere, teren și spațiu din piețele agroalimentare, târguri, activități autofinanțate, aplicabile în anul 2023.
Materialul a fost prezentat de Ionuț Albu, taxele nu se majorează, ele au fost actualizate cu indicele de inflație, dar că sunt discuții. Spuneți, domnul consilier. Să spun cu o propunere. Da? Pentru toți să pe tema de a fi Comăneștiul oraș turistic de interes local, având în vedere că se construiește foarte mult, ar trebui găsit o formă de încurajare a celor care vor să construiască în oraș, să folosească materiale tradiționale, în ideea de a ne apropia cumva cât mai multe de specificul arhitectonic al zonei și să creăm o identitate arhitectonică din acest punct de vedere pentru orașul nostru. Adică mai puțină tablă, lindă, să zic așa, de tip lindat sau bramac sau mai știu ce alte forme de tablă amutisată, și mai mult în țigă, mai multă tâncărie de lemn, mai multe priste și elemente din astea decorative care înfrumusețează estetic arhitectura și creează o imagine frumoasă de ansamblu. Da. Domnul Cosmin, e posibil așa ceva? Sunt câteva zone în Buc care se încearcă păstrarea arhitecturii vechi și asta, cum zice domnul consilier, cu folosirea materialelor tradiționale în speță tablă sau gardurile din lemn sau așa, cu piatră zidită. Dar nu anumite zone. Nu putem impune în tot Comăneștiu folosirea țiglei sau... Se poate... De impunere, ci doar de încurajare. De încurajare, da, fără nicio problemă. Și eventual de ajutare în ceea ce privește această abordare prin reducerea de impozit. A celor care doresc să investească de la zero într-o astfel de clădire sau să recupereze o clădire care a fost abandonată și sau este în stare deplorabilă, mă rog, și vor să o readucă la înfățișarea inițială. Domnul Albu, e posibil să facem noi reducere de impozite și taxe privite în curând? Pentru monumentele istorice și facilitate fiscală pentru cei care își reabilitează pe bloc. Da. Am înțeles. Se referă la condominiu. Da. Domnul președinte, dacă îmi permiteți. Idei putem avea foarte ingenioase și foarte bune. Problema e să aibă și cel care construiește posibilități financiare să poată construi. Pentru că fiecare construiește după posibilitățile bugetului pe care îl poate avea alocat acele investiții. Dacă prețul de cost la acoperișul cu tablă tip Linda este mai ieftin și mai rentabil pentru el, nu o să-l poți obliga să pună țiglă care poate e dublu la preț. Îl încurajăm. Noi o să-i dăm în fiecare certificat de urbanism în care o să scriem o frază. Vă încurajăm să faceți construcția, să executați construcția cu materiale tradiționale pe cât posibil și punem în paranteză țiglă tip Sighișoara, tablă tip cutare, gard din lemn. Putem să îi încurajăm, dar cetățeanul pleacă el încurajat, dar descurajat când are bani. Asta e toată treaba. Noi îl încurajăm, dar el se descurajează când vede că îl obligăm, adică îl obligăm, îi indicăm sau îi recomandăm să cheltuie mai mulți bani. Dar ideea este bună. Dacă din 10 case unul reușește să facă lucrul ăsta, este excelent. Dar eu sunt convins că nici din 20 de case nu poate să facă unul. Din cauza crizei economice și tot ce se întâmplă în țara asta. Mulțumim foarte mult. Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mergem mai departe cu punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. De asemenea, nu s-au majorat taxele, au fost actualizate cu inflația, au fost la comisii, dacă mai sunt discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?
Mergem mai departe cu punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei asociațiilor, fundațiilor, cărora li se aprobă încheierea de convenții pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2023. Materialul a fost prezentat și de domnul primar, a fost la comisie, dacă sunt discuții. Dacă nu o supunem la vot, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mergem mai departe cu punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Poftiți, domnul vice. Vreau să fac o propunere pentru președintele de ședință pe următoarele 3 luni, pe doamna consilier Șișca Laura. Da. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mergem mai departe cu alte probleme. Punctul 12.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielor legate de proiectul implementare măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău. Materialul a fost prezentat de doamna Gura Alina, a fost la comisii, dacă mai sunt discuții. Dacă nu supunem... Aici, domnule președinte, da? Permiteți? Din nou, discutăm de actualizarea prețurilor datorită inflației și datorită diferențelor de prețuri la materiale și la manoperă. S-a ajuns la frumoasa sumă de 38 de milioane, 381 de miliarde de lei. Da, mulțumim, domnul primar. Supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mergem mai departe cu punctul numărul 12.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, asigurarea și susținerea cheltuielilor implementării proiectului, care nu sunt finanțate de AFM, pentru proiectul creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în orașul Comănești, județul Bacău. Materialul a fost prezentat de doamna Lupu Cristina, a fost la comisii, dacă mai sunt discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Punctul 12.3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comănești pentru anul 2022. Materialul a fost la comisie, dacă sunt discuții. Dacă nu supunem la vot... Cine este sponsorul generos? Este un sponsor care ne-a mai sponsorizat și altă cu alte ocazii și care ne-a mai sponsorizat investiții pentru refacerea și reabilitarea spitalului, firma care produce panel în Comănești, Baco, Olzien Druste, Baco Panel, cum așa se cheamă. Da. Supunem la vot acest proiect cu mulțumire aduse sponsorului nostru. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Trebuie să ținem cont că în momentul în care noi am mers pe aceste modernizări și la bloc operator, nu ne permiteam să punem lămpi scialitice cu camere video ca să poată să fie transmite prin sistem video o operație care poate să fie în colaborare cu altă instituție spitalicească din lume sau cu alți specialiști din lume, din țară sau din străinătate, bineînțeles. De asemenea, aceste lămpi au un sistem foarte performant prin care, în momentul în care cel care operează plaga pe care o operează, datorită performanței acelor LED-uri de la aceste lămpi, poate să vadă vasele de sânge, în așa fel încât chirurgul să nu obtureze acele vase, să le taie și poate să lucreze mult mai ușor. De asemenea, dacă în timpul operației unul din chirurgi, datorită conjuncturii, să zicem, stă cu capul deasupra plăgii și se creează un con de umbră, are un sistem automat prin care acele LED-uri care
formează conul de umbră, se sting automat și se aprind într-o intensitate mai mare celelalte lămpi, în așa fel încât să nu existe niciodată o posibilitate de a-l incomoda lumina în timp ce operează. Chiar am povestit și domnului profesor Lască și a rămas impresionat de performanța la care s-a ajuns în momentul de față. Mulțumim, domnul primar. Mergem mai departe cu punctul 12.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei provizorii a obiectivelor de investiții a Spitalului Orășănesc Ioan Lascăr Comănești. Se referă practic la acele lampi de care ne povestea domnul primar. Dacă mai sunt discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Punctul 12.5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 cu sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. Poftiți, doamna Gerber. Menționați în această rectificare va fi prinsă și rectificarea noastră. Mulțumim mult. Dacă mai sunt discuții. Dacă nu supune la vot, cine este pentru? Cu mențiunea doamnei Gerber. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu asta ședința l-a sfârșit. Dacă mai dorește domnul primar să ne comunice ceva. Deci eu o să vă ofer câte o felicitare acum la sfârșitul ședinței și vă rog sau vă invit pe cine poate și are posibilitatea și plăcerea pe data de 30, când vom avea festivalul de date în Strămoșești, vă invităm să participăm cu toți la acest festival, ca și probabil că va fi multă lume după acea pauză din cauza pandemiei. Și atunci când nu se poate, toată lumea țipa date. Acum avem date. Vă invităm cu mare drag. Mulțumim. Cu specificația că acest festival a luat amploare după anii 2004-2005, când eu am intrat primar al acestui oraș și am ajuns la un nivel de talie națională și internațională. A fost mediatizat și făcut cunoscut la nivel internațional. Nu în ultimul rând, anul acesta am primit o adresă de la o agenție din Japonia, prin care ne-a comunicat că dorește să ne informeze că vor să vină din Japonia un grup de turiști care au fost plăcut impresionați după ce festivalul nostru a fost mediatizat la o televiziune din Japonia. Atât am putut să facem noi pentru festivalul ăsta și pentru Comănești. Cam puțin. Deci să vă mai informez că proiectul cu blocurile, cu eficientizarea energetică, de care v-am povestit că vom reuși să eficientizăm energetic un număr de aproximativ 60 de blocuri prin proiectele depuse, în care primim finanțare nerambursabilă de 32 de milioane de euro, ceea ce v-am spus că este bugetul Comăneștului pe 10 ani de zile. Acum se discută la nivel de guvern să emită o hotărâre de guvern prin care să se poată continua acest program. Numai că vor fi cu cofinanțări. Acest proiect pe care noi l-am implementat este cofinanțare zero. Proiectele care vor veni în continuare vor fi cu 90% cofinanțare de la Uniunea Europeană, fonduri nerambursabile, 5% de la bugetul local și 5% de la asociațiile de proprietari. Va trebui și proprietarul să bată și el două cuie la casa lui. Și în felul acesta vom putea să rezolvăm problema eficientizării energetice la toate blocurile din orașul Comănești. Să nu mai rămână niciun bloc nereabilitat. Vă mulțumim frumos și vă urăm sărbători fericite și vă așteptăm pe 30 la dată în Strămoșești. Mulțumim. Deschide ușa.
tine florile dată. Ascultă corinda bine, plânge mărumerișorul. Noi venim în ocean, florile dată. Să trăiești gazdă mulți ani, plânge mărumerișorul. Să ai casa luminată, florile dată. Masa plină în tot anul, florile tale. Așa să-ți ajute Domnul, flor de măru, merișoru, merișoru. Să ai vite în o gradă, florile tale. Câte frunze livadă, flor de măru, merișoru. Să ai în pungă gălbior, florile tale. Câte paie sunt în căi, câte măru, merișoru. Să ai casa luminată, florile tale. Copii sănătoși la masă, câte măru, merișoru. Masa plină în tot anul, florile tale. Așa să-ți ajute Domnul, flor de măru, merișoru, merișoru. Gazdă bună de ai fată, florile tale. Norocul să și-l găsească, flor de măru, merișoru. Gazdă bună de ai fecior, florile tale. Să ai nepoți în pridvor, flor de măru, merișoru. Să ai casa luminată, florile tale. Copii sănătoși la masă, flor de măru, merișoru. Masa plină în tot anul, florile tale. Așa să-ți ajute Domnul, flor de măru, merișoru, merișoru. Scoate gază colăcei, florile tale. Au venit colindători, flor de măru, merișoru. Cozonaș cum este ducă, florile tale. Să trăiască cine ascultă, flor de măru, merișoru. Să ai casa luminată, florile tale. Copii sănătoși la masă, flor de măru, merișoru. Masa plină în tot anul, florile tale. Așa să-ți ajute Domnul, flor de măru, merișoru, merișoru, merișoru. Ne punem straie noi
păzească lângă patră, că vine și el de departe. Să-i facem patul să se culce, să-i dăm veșminte moi curate. Când marea stea va da de veste pe toată fața pământească, și magii toți când vor veni la noi aici o să-mi găsească. Nu-mi peșteră ca alte dăți, dormim pe piatra friguroasă. În anul acesta de Crăciun vom sta cu Dumnezeu la masă. În anul acesta de Crăciun vom sta cu Dumnezeu la masă. Creștină de mintă ca să râu să trăiți, ca florile să-mi floriți râurile de ploaie, creștină de muzică.